Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni, să aveți un an așa cum vi-l doriți. V-ați setat obiectivele pe noul an? E un prim pas pentru a ne asigura că ni se îndeplinesc ar fi să setăm obiective realiste. Ce se ascunde în spatele lor, cum ne construim visele și de ce anume trebuie să ținem cont pentru a nu greși în atingerea lor, aflăm astăzi de la Nina Ștefan, autor, trainer și consultant în dezvoltare personală. Bine te-am găsit, Nina! Bine te-am găsit, Dana! Cu energie bună, da? Cu energie foarte bună, bineînțeles. Eu așa simt. Anul, da. Dar să știi că așa ar trebui să începem fiecare zi. Și apropo de obiective, eu am venit astăzi cu un obiectiv îndeplinit. Așa, războiul sufletului, ia da, să vedem. A fost unul dintre obiectivele mele de suflet, în primul rând, dar și un obiectiv cu un scop mai măreț. Și am zis să ți-l aduc și ție să te bucuri și tu de el. Mulțumesc și să discutăm frumos. Cum poți să-ți îndeplinești visurile. Că, o, ar fi minunat. Avem acum, nevoie de asta, să știi. Chiar da, avem nevoie. Acum este o carte care, practic, a cam mișcat așa oamenii la interior. Ăsta a fost și scopul ei. Așa că asta este pentru mulțumesc tine. Tare mult. O să mulțumesc. Las aici și o să ți-o dau după. Mulțumesc. Uite, apropo de cărticică, vreau să te întreb cam cât ți-a luat așa să scrii, să stai tu cu tine, să așterni acolo cuvintele în pagini, pentru că e un travaliu, adică nu e ușor, nu pare așa la îndemâna oricui să scrie și să lanseze o carte. Are o poveste interesantă romanul meu, este un roman motivațional, în el este povestea mea. El a fost un jurnal, de fapt, în care eu îmi scriam gândurile, tristețile în general, pentru că erau mai multe tristeți decât bucurii, din păcate, până la un anumit punct al vieții mele, după care m-am hotărât să-l transform într-o carte atunci când am început să fac dezvoltare personală. Și mi-am dat seama că pot să pun acolo un mesaj foarte puternic pentru oameni ca să poată să iasă din acea zonă de suferință. Practic, mesajul cărții este să-ți trăiești visul, să treci peste traume, probleme, suferințe, să ieși din ele și să te duci în direcția de suflet, da? Să te duci acolo unde este chemarea ta, practic. Și am simțit că aici este locul meu. Bineînțeles că e multă muncă în spate și mi-a luat destul de mult. Cumva acel jurnal, să zicem, a fost scris undeva în 7 ani. Dar cartea propriu-zis, cam în 2-3 ani am șlefuit-o la modul real să fie o carte cu adevărat și să aibă mesajele potrivite pentru ca oamenii să primească ce au nevoie în așa fel încât să nu rămână doar cu o carte citită, ci să rămână cu niște idei esențiale pe care să le folosească mai departe și, într-adevăr, feedback-ul primit a fost super pozitiv la modul că, wow, de acum o să fac ceva diferit cu viața mea. Ce frumos, uite, se pare că da. Ți-ai găsit așa misiunea să aduci bucurie și valoare celor din jur prin ceea ce faci tu și probabil că nu a fost întâmplător acest switch sau acest drum pe care ai apucat să îl parcurgi în viață. Da, am avut mai multe domenii pe care le-am atins în viața mea, am fost și o simplă angajată în străinătate, de acolo m-am întors, mi-am deschis propriul business, am trecut prin faliment, am trecut prin divorț, prin tot felul de experiențe destul de zdruncinătoare și practic la un moment dat nu mă mai regăseam. În momentul în care mi-am dat seama că ceva nu e în regulă în viața mea și că trebuie să schimb ceva, când au apărut acele gânduri, au intervenit și niște probleme de sănătate. Și atunci a fost punctul culminant în care eu practic mi-am resetat viața. Ai zis până aici, gata, nu mai, trebuie să fac o schimbare, da. Da, pentru că am fost așa la un punct de a închide ochișorii, ca să zic așa, și am zis, mă, stai un pic, că eu doar supraviețuiesc și eu vreau să simt că trăiesc. Eu vrei să fii, de fapt, da. Uite, apropo de asta, nu e chiar pozitiv, să zic așa, să te gândești că o nenorocire sau o suferință îți poate transforma viața, cum ar fi să ne gândim la faptul că e nevoie de așa ceva ca să o apuci pe drumul care trebuie. Uneori vezi că se întâmplă aceste lucruri. Funcționează foarte simplu treaba asta cu suntem sau nu suntem pe drumul nostru. În momentul în care noi venim aici, venim cu o misiune. Fiecare cu scopul știe lui. Ce a semnat acolo înainte exact, să vină. Exact, contractul pe care l-ai semnat nici tu nu-l știi, exact. Dar îl vei simți la un moment dat. Da. Dacă tu nu ai înțeles care este menirea ta, universul vine și îți dă semnale. Fie printr-un accident, fie printr-o boală, nu știu, sunt multe lucruri, faliment, o cumpănă, despărțire, da. Probleme de sănătate și tot felul de semnale necesare ca tu să te trezești.
Așa a fost la mine. Și noi nu facem schimbări în viața noastră decât în momentul în care simțim că doare prea mult. Nu prea ne trezim noi dimineața. Nu, că ne place să stăm în confort, bine, normal. Și ce aș putea să fac eu minunat cu viața mea? Nu prea facem asta. Așa, dar în momentul în care ajunge durerea la os, atunci ne gândim că totuși ar trebui să facem niște schimbări. Cam asta s-a întâmplat cu mine și cam asta recomand eu oamenilor să facă, să-și schimbe viața în așa fel încât să-și trăiască visurile. Nu să viseze și așa, să rămână așa, da, da, da. Și cum facem noi, păi ca spune-mi să apropo, exact. Pentru că la început de an noi stăm așa și facem liste, da? Doar că știi prea bine, la final când facem acolo bilanțul, descoperim că dacă nu ne-am ținut de ceea ce ne-am propus la începutul anului, s-ar putea să vedem că nu s-au îndeplinit, da? Deci nu am ajuns sunt să facem câteva, nimic. Da, sunt câteva mici secrete, câteva mici trucuri în a ne seta aceste obiective, în așa fel încât să le și îndeplinim. Că de setat le setăm, le notăm, ne gândim la ele. În primul și în primul rând nu e suficient să ne gândim la un lucru ca el să se întâmple. Un al doilea lucru important este să-l scriem, să ne notăm acel obiectiv pe care îl avem, cât mai clar. Am luat frumos o hârtiuță și spunem, de exemplu, dacă eu vreau ca anul acesta să am o imagine mai bună, nu este un obiectiv, este un scop. Scopul este ca eu să am o imagine mai bună, atunci înseamnă că eu am niște obiective în acest scop. O să facem diferența, da, am menționat asta, pentru că oamenii nu toți fac diferența între scop și obiectiv. De asta o să merg pe un exemplu, da? Deci vreau o imagine mai bună, acesta este scopul. Ca să obțin această imagine mai bună, am nevoie să îndeplinesc niște obiective. De exemplu, să merg la sală, să merg la un nutriționist, poate să-mi schimb alimentația și așa mai departe. Acelea sunt obiective incluse în acel scop. Da? Deci, practic, scopul este despre ce vreau să obțin și obiectivele sunt... Sunt pașii, să-i zicem așa, nu? Cum pot să obțin acel scop. Ce este foarte important aici este ca noi să știm de ce vrem să ne îndeplinim acel obiectiv, acel scop. Da? Că îl numim obiectiv sau scop, nu contează, e important să știm diferența. De ce menționez că obiectivele sunt niște pași pentru a obține un scop, pentru că oamenii uneori setează lucruri foarte mari și nu reușesc să ajungă la ele, tocmai pentru că se sperie, intervine ceva și nu mai au curaj. Apar și blocajele, știi? Sau frica aceasta, teama de eșec sau mai știu eu. Chiar și teama de succes. Și teama de succes. L-am avut. Nu știam ce să fac cu succesul, pentru că nu l-am avut. Și în momentul în care am început să-l gust, nu știam cum să-l gestionez, dar am învățat. Totul se învață. Nu disperăm. Da, exact. Ideea este că în momentul în care noi ne setăm ceva, de exemplu, parte de imagine, cum spuneam, ca să duc exemplu până la capăt, sau pot să merg pe exemplu cărții, am vrut eu să fie o carte, dar nu poți doar să visezi, doar să setezi, trebuie să te duci în energia potrivită. Dacă nu te setezi emoțional să fii una cu scopul tău, scopul tău nu poate să devină realitate. În momentul în care tu te apuci și îl notezi, este important să-l notezi ca și cum s-a îndeplinit. Sunt autor de carte, eu mi-am notat, sunt autor. La modul prezent, cum s-ar zice, da? Exact, da. Putem să le notăm chiar și la modul ca și cum s-a împlinit. Uite, o să vă mai dau un truc pe care îl fac eu dimineața pentru intenții zilnice. Apropo de ceea ce putem să facem, să ne ajutăm mai mult. Dimineața când ne trezim, luăm un carnețel pe care să-l folosim în fiecare zi, da? Și notăm ce vrem să se întâmple în ziua respectivă, bazat pe agenda noastră, bineînțeles, dar le trecem la timpul trecut. De exemplu, eu astăzi am fost la o emisiune TV, am trecut-o ca și cum am fost deja, că nu știi ce se întâmplă și poate nu te mai duci, dar tu o treci ca și cum s-a îndeplinit. Și ce mai vrei tu să faci în ziua respectivă? Poți să treci, am primit un cadou, poți să treci, am primit o mărire de salariu. Tu le notezi, ai dreptul să faci asta, e ok, dar să fie cât de cât realist și să fie ecologic, bineînțeles, și etic. Da? Da, etic, nu și facem rău, da, facem. Nu, prin acțiunile noastre nu vrem să facem rău. Exact. Da? Bun. Oricum, se întoarce la noi rău. Da, pe care normal, legile universului. Da, alea le respectăm, exact ca și codul rutier. Așa e. Da, și în momentul în care noi zilnic ne bazăm pe această listuță de intenții, putem să susținem și lista de obiective pe care noi o avem pe an, de exemplu, că bine, uite, vrei să-ți iei o mașină, să zicem, sau vrei o locuință, până la finalul anului. Tu ți-ai propus asta, domnule, vreau să-mi iau o locuință. Da. Exact, în primul rând trebuie să existe acea viziune pentru ce vrei să obții. Și trebuie să știi acel de ce, pentru ce vreau să obțin eu casa respectivă, mașina respectivă, pentru ce vreau o carte. Eu am știut, scopul era cartea, dar intenția din spate era să
sprijin oamenii să vadă viața diferit. Deci trebuie să ne facem așa o listă pentru care noi vrem să atingem acel lucru. De ce? Vreau să bucur oamenii din jurul meu sau vreau să-i ajut. Sau de ce vreau să-mi iau o mașină? Păi vreau să, nu știu, și notez eu acolo niște lucruri. Și poate că după ce facem chestiile astea, s-ar putea să avem surprize și să ne dăm seama că de fapt nu voiam lucrul respectiv, dacă stăm să judecăm așa la cald. Da. Pe parcurs vedem și dacă ni se potrivește, dacă este... în energia noastră, scopul respectiv, sau noi suntem în energia scopului. În momentul în care tu te duci în energia potrivită, tu poți să susții acel obiectiv, dar dacă încă există frici, bine, frici există tot timpul, acum hai să fim sinceri. Nu există om care să nu aibă frici. Nu, oricum avem. Eu tot ce fac e însoțit de puțină teamă, de puțină frustrare, dar le iau frumos în brațe și merg mai departe. Nu le las să mă ducă în zona aia să mă sperie sau să mă oprească. Sau să te blocheze, da, da. Pur și simplu merg mai departe și găsesc, adică îmi fac în așa fel încât motivația și iubirea pentru ceea ce fac să fie mai mare decât frica, spaima și orice chestie care ar putea să mă oprească din a obține ceea ce eu mi-am propus. Apropo de asta, am făcut un ghid scris, frumos, aranjat. Cine vrea să obțină acest ghid despre obiective, să mă caute pe Facebook Nina Ștefan și scrieți, vă trimit acel ghid să mai clarificați un pic cum puteți să obțineți o viziune clară asupra unui obiectiv. Da, uite, vreau să te întreb, apropo, ai menționat de frustrări, dacă toți avem frustrări, ce faci dacă tu ți-ai pus acolo la începutul anului că vreau nu știu ce și constați că, nu știu, trec 6 luni, trec 7 luni și tu nici măcar nu ai apucat să vezi așa un pic, să îl vezi întrezărindu-se acolo. Cum facem să nu ne frustrăm și să nu renunțăm la el? Înseamnă că planul nu a fost foarte bine făcut, înseamnă că undeva deep down inside nu a fost suficientă energie, suficient interes încât să se întâmple. Eu m-am uitat un pic pe lista lui 2022 care s-a încheiat să văd ce am bifat din ce mi-am propus. Am bifat cam 60-70% din ce mi-am propus, nu tot. Și asta este ok. Și eu zic, e un procentaj bun. Da, e foarte bun. E da. Foarte ok, da. Numai că am stat și m-am gândit, ok, pentru celelalte ce n-am făcut bine. Și acum mă orientez către cele pe care nu le-am îndeplinit. Le aduci aici cu tine. Mea, da. Vreo două le-am și scos. Nu-ți mai trebuie. Că nu, da. Nu erau neapărat necesare. Și trebuie să ne uităm și la beneficiile care vin odată cu un scop. Așa cum spuneam, să ne uităm la acel de ce. Pentru ce? E util doar pentru mine? Este util și pentru ceilalți? Ce ne aduce bun scopul pe care noi ni-l setăm? Uite, vreau să te întreb dacă mai faci și anumite tehnici, apropo de vizualizări, așa cum se spune, știi, că, care ne duc mai aproape de ceea ce ne dorim noi, că sunt tot felul de lucruri pe care le putem face în plus. Da, sunt lucruri care ne pot susține emoțional, care ne pot susține mental și mai ales spiritual. Sunt tot felul de tehnici, sunt tot felul de ritualuri, însă ele au nevoie să fie însoțite de acțiune. Oricât altfel... am zice noi, puneți bănuțul la lună plină, faceți nu știu ce rugăciune, stați cu mâinile întinse spre cer. Aprindeți bețișoare parfumate și mai știu eu ceva. Așa, da. Adică, da, astea susțin, pe parte de energie ne ajută. Însă fără acțiune nu se întâmplă mare lucru și de asta tot spun că există varianta planului bine pus la punct. De-aia încurajez oamenii să mă caute pentru, acel ghid, pe care eu l-am făcut și pe care îl ofer gratuit celor care sunt interesați. Apoi dacă vor să lucreze cu mine, bine, dacă nu, măcar și-au creat o idee despre cum ar trebui să se descurce chiar și singuri. Da, uite, e suficient de detaliat încât să se descurce și singurei cu acest. Cei care au venit și ți-au cerut ajutorul de-a lungul timpului, pe care i-ai consiliat și i-ai ajutat, ai observat așa un tipar la ei, sau ai observat felul în care vin la tine, apropo de obiective și ce se întâmplă după ce lucrezi cu ei, care este dinamica asta a schimbărilor? Da, oamenilor le lipsește curajul. Nu știu ce se întâmplă cu acest curaj. Curajul nu este neapărat lipsa fricii, să ne înțelegem, da? Tot avem puțină frică în fiecare zi. Noi avem cam 20-25 de frici pe zi. De la n-am încuiat ușa la, nu știu, chestii minore. Da. Dar sunt frici. Mi-am uitat portofelul, telefonul sau mai știu. Da, voi avea bani suficient la mine. Da. Și așa mai departe. Da. Da. Sau întârzi pe undeva. Ideea este că, așa cum spuneam, să fie motivația și iubirea mai mare pentru ceea ce facem. Oamenii care vin la mine au și reușit să-și îndeplinească ce și-au propus, bineînțeles cu muncă, cu efort și cu implicare, însă au obținut în primul rând claritate atunci când au venit la mine. Că mulți vin și spun, am o problemă în relație sau am o problemă la job.
care e problema? De multe ori problema nu este ceea ce spun ei, problema este cu totul și cu totul altceva. Și oamenii au reușit să înțeleagă, în primul rând, care este problema de fapt, cum să o rezolve și ce să facă să le fie mai bine. Și în funcție de nevoia fiecăruia și în funcție de ce au vrut ei să obțină, s-au întâmplat lucruri minunate cu cei care au venit să lucreze cu mine și cei care încă lucrează cu mine, chiar au rezultate foarte faine și sunt foarte mândră de ei. Uite, vreau să spun acum că ei mă urmăresc. Îi salutăm și noi. Sunt foarte mândră de toți oamenii cu care lucrez, chiar dacă pentru unii este mai greu și pentru unii este mai ușor, însă important este că ei fac ceva. Chiar dacă unii au ritmul mai lent, important este că se mișcă. Să nu ne sperie că, domne, eu anul ăsta am reușit să fac un singur lucru. Da, știi de ce? Pentru că intrăm în competiție și ne uităm în jurul nostru și ni se pare că alții sunt mai buni decât noi și reușesc mai bine decât noi și atunci iar ajungem în partea cealaltă în care ne frustrăm, suntem nemulțumiți. Din traumele nevindecate, din rănile emoționale care încă sunt acolo deschise, dar lucrăm și cu alea, rezolvăm și partea asta. Și de asta spun că e foarte fain când oamenii caută această consiliere și curăță tot ce îi împiedică pe ei să ajungă acolo unde visează. Trebuie să fim mai îndrăzneți. Eu chiar anul ăsta am niște proiecte foarte mari, care într-un fel și pe mine mă sperie pentru că sunt mult mai mari și mult mai îndrăznețe decât ceea ce am făcut până acum. Însă știu că asta poți, e venirea mea da, și pot să le duc. Adică ok, și dacă nu o să pot să asta le duc, o să greșesc o dată de două, de nouă ori, până când o să reușesc să le fac. Așa important este să facem. Și nu e suficient să încercăm o dată, de două, de trei. Să insistăm până când iese, dacă este important pentru noi. Așa este, Nina, și îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte plăcută și ne-a prins bine, uite, să vorbim despre aceste lucruri la început de an și să avem claritate în tot ceea ce facem în acest an și nu numai, să facem acolo liste, să ne întrebăm de ce anume vrem noi anumite obiective și Doamne ajută să se îndeplinească pentru toată lumea. Da, să fim noi mai activi încât lucrurile să se întâmple. Pentru mai multe detalii mă găsiți și pe Nina. Hai că mai vii pe la noi. Și mai vii, Îți mulțumim, Nina, mulțumim frumos. Dragii mei, dacă mai aveți chef de gătit ceva acum după mesele copioase de sărbători, vă dăm noi o rețetă delicioasă, n-aveți cum să rezistați așa la farmecul lui Sebi. Tocăniță de ciuperci. Tocăniță de ciuperci, nivelul următor. Asta este. O rețetă cu ciuperci pentru nivelul următor. Vă salut, prietenii mei gurmați. Astăzi o să vă prezint o așa zisă tocăniță a noastră de ciuperci. Între un sote și o tocăniță de ciuperci, prezentată pas cu pas, dar stilul lui Sebi acasă, să vedeți. Deci mâncare gustoasă, o să vă bucurați voi astăzi. Probați-o cu încredere și nu o să vă pară rău. Încep rețeta. Fiți atenți, ciuperci. Prima dată eu folosesc champignons. Ce am făcut? Le-am luat, le-am curățat, le-am tăiat codița, le-am avut de căpătat, erau cu pământ. Le-am spălat puțin și le-am tăiat după cum vedeți. Pe cele mai mici le-am tăiat în patru, iar pe cele mai mari, așa, și uite ce am obținut. Ca să vedem ceva frumos, pentru că această tocăniță trebuie să o simțim când mâncăm. Aici separat am alt soi de ciuperci, Pleurotus. Voi folosiți ciupercile care le aveți la îndemână, le-am tăiat tot așa mari, da? Ca să le amestecăm puțin. Eu ce am avut în casă. Acum ce facem? Un ardei verde, un roșu. O să vă las ingredientele exacte în grame, aproximativ, nu este o rețetă tan precisă. Un morcov, 3 cepe mici am eu sau 2 mai mari, 350 de grame de ceapă, 2-3 roșii. Dar eu nu o să le folosesc, vi le prezint, eu o să folosesc din conserva mea de roșii. Uitați, le-am pus aici în castron. Credeți-mă, nu poți să conservi roșiile mai bine de atât. Vă invit să vedeți cum să conservă roșiile la Sebi acasă. Aveți video. Și o lingură de bulion. Cum v-am mai spus în mai multe cazuri, diferența între o rețetă bună și una proastă sunt micile detalii. Și acum o să vă arăt cum le prăjim. Prima dată, aici într-o cratiță la foc, îi adaug puțin unt. O să le prăjesc cu puțin unt și peste unt, ca să nu se ardă, îi adaug puțin ulei. Între unt și ulei, aici amplificăm puțin gustul. Până se încălzește, eu vă arăt cum tăiem ceapa. Ceapa și ardeiul, vedeți? O să le tăiem așa, după cum vedeți voi acum, la grosomodo. Una, două, trei, patru. Lăsăm bucăți mari. Și acum îi adăugăm ciupercile. Pleurotus eu nu l-am îmbibat în apă, deoarece absoarbe multă apă. Dacă îl îmbibați în apă, aveți grijă că o să vă lase multă apă aici. Adăugăm și celelalte ciuperci. Ardeiul, eu folosesc roșu și verde, puteți folosi doar roșu sau doar verde. Îl tăiem așa, pe partea aceasta mare. Și o să-l tăiem la fel, în cubulețe mai mari. Pe cel verde o să-l tăiem la fel, în cubulețe mai mari.
Eu data trecută, zilele trecute am pregătit cu carne. Dacă vreți să folosiți carne, folosiți piept de pui și tăiați-i la fel în cubulețe, după cum ați văzut că tai ardeiul. Și acum morcoviorul puteți să-l radeți sau să-l tăiați așa, în cubulețe mai micuțe. Bun, am rămas la sfârșit cu usturoiul. 3-4 căței de usturoi. Pe ei o să-i tăiem așa mici. Gătiți și usturoiul. Este o rețetă foarte simplă, prietenii mei gurmanți, și cu un gust incredibil de bun. O să vedeți imediat. Eu acum ce fac? Îmi iau aici altă cratiță asemănătoare, îmi pun un oc. Dau drumul la foc și aici îi adaug ulei. Aproximativ o lingură, două de ulei. Rețeta este foarte simplă și la sfârșit noi o să-i dăm o valoare adăugată, să vedeți cum pregătim cu puțin cașcaval, ceva incredibil. Cum v-am spus, dacă vreți să folosiți carne, piept de pui vine perfect la această rețetă, eu am provat. Și acum ce facem? Începem să adăugăm celelalte ingrediente aici, la grosomodo. Prima dată îi pun puțin, jumătate din usturoi îl pun aici, cum v-am mai spus, și jumătate lăsăm la sfârșit. Îl amestecăm aici în ulei, așa, ca să-și lase gustul de usturoi în ulei. Și înainte să arde, începem să adăugăm ceapa. Vedeți, toate tăiate la grosomodo. Nu trebuie să așteptați nimic, le adăugați exact cum vedeți, toate odată. Începem să le amestecăm. Ele acum, aici, încep să se împrietenească. Frate Morcov, frate Ardei, bine ați venit! Și la sfârșit le facem cunoștință cu ciupercuțele. A, uitați ce frumos se lucrează aici la două, credeți, prietenii mei gurmani, uitați, ca DJ-ii, pom, 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 pom. Să vedeți ce mâncărică bună scoatem astăzi, prietenii mei gurmani, dacă sunteți noi la serie acasă, în YouTube, urmăriți-mă, abonați-vă, dați like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri. Și probați cu încredere orice rețetă vă prezintă Sebi, pentru că eu, cum am spus, vă mint mai puțin. Ciupercile și-au lăsat apă, le lăsa să-și tragă toată apa, iar aici ardeiul cu ceapa la un foc moderat spre mare. Între timp, eu rad puțin cașcaval să-l avem la sfârșit. În acest moment, vedem, ciupercile, filmează aici cameramanul, te rog, și-au tras toată apa, ia uitați. Aproape că a rămas doar uleiul. Este foarte important. Este momentul să le adăugăm sare. Adăugăm sare peste ciuperci, aici peste ceapă, le adaug piper proaspăt măcinat. Eu nu vă spun timpul, în momentul când vedeți, ia uitați cum a rămas, n-a mai rămas apă deloc. Ciupercuțele au rămas doar cu puțin ulei. Acum ce facem? Luăm ceapa, ardeiul și celelalte ingrediente și le adăugăm peste ciuperci. Le amestecăm bine așa. Este momentul să se împrietenească și cu ciupercile, că frații în veci vor fi frați, prietenii mei gurmanți. Aici o să mâncați tocăniță nivelul următor. Și facem un loc aici în mijloc, vedeți, nu mai are aproape apă, ulei deloc. Ia o lingură plină cu vârf de bulion. Și adaug bulion, o lingură și puțin așa. Și l-amestecăm. Așa, lăsăm bulionul să se prăjească bine până iese mirosul de bulion prăjit. Am lăsat bulionul aproape un minut și eu acum ce fac? Îmi iau o linguriță de fulgi de ardei, uitați, fulgi de ardei, dulci sau picanți, după gustul vostru, aici merge și puțin picant, o linguriță și jumătate că este mică, și l-amestec, așa. Înainte să ardem fulgii de ardei, am lăsat câteva secunde, îi adaug roșiile, sucul meu de roșii puse la borcan astăvară. Eu l-am pus ca să-l termin, dacă nu, puteți să-i puneți 2-3 roșii tăiate în cubulețe. Cam puțin suc de roșii, ce fac? Iau o roșie. Și acum, prietenii mei gurmanți, o tăiem așa, ca să vedeți, le tăiem așa în cubulețe mici și le adaug aici. Cantitățile pe care vi le las eu sunt orientative, voi le puneți după gustul vostru, mai puțin, mai mult ardei, mai multă ceapă, dar o să scoateți o tocăniță incredibil de bună. Strâng puțin la locul de muncă, hoi hoi, cu trăsioara până-ndea la mărioara, că Sebi merge la pas. Și cameramanul face popas, oprește cameramanul un pic. După ce am adăugat roșiile, punem și restul de usturoi, că era să-l uit. Îl punem odată cu el aici, să-și lase gustul de usturoi. Ia uitați, vedeți? Acum depinde cât de zemoase sunt roșiile, câtă zeamă își lasă. Vedeți, la mine și-a lăsat puțină zeamă. Dacă nu, îi punem puțină apă, de preferat apă fiartă, să nu oprim fierberea. Îi puneți puțină apă așa, nu prea multă. Așa, frumos, le amestec. Le acoperim cu un capac. Și le lăsăm aici să nebușească 5-10 minute până își trag aproape toată apa. Le-am lăsat aproximativ 5-10 minute, nu mă uit la ceas. Ia uitați ce frumos fierbe. Zeama și-a lăsat foarte puțin. Acum vin-o puțin aproape, te rog. Vedeți, dacă le amestec, aproape că nu au zeamă. Voi puteți să le lăsați zemoase după gustul vostru. Ardeiul, ciuperca, ceapa, toate sunt al dente, la dinte, sunt, adică să putem să le mâncăm. Este timpul
să le probăm de sare și de piper. Gustul bucătarului intervine aici. Eu le dau la o parte, opresc aragazul și vă invit pe cei care aveți un restaurant la munte, când este timpul ciupercilor, pregătiți această rețetă și dați-o clienților. Oameni buni, o să-și aduc aminte de voi toată viața lor. Fiți atenți ce fac eu acum. Îmi iau aici 3 castronele de pământ, umplu aceste castronașe cu ciupercile noastre, cu tocănița noastră de ciuperci. Le-am aranjat așa, una mare și 3 mai mici. Fiți atenți ce frumos, filmează aici, vedeți ciupercuța să se vadă. În acest moment, această tocăniță poate fi servită. Dar noi, ca să-i dăm un gust extra, ceva deosebit, îi adăugăm puțin cașcaval pe deasupra. Cașcavalul care doriți voi. Cu cât mai gustos, cu atât iese și rețeta voastră mai delicioasă. Și acum le introduc la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, la jumătatea cuptorului, să le gratinăm puțin pe deasupra. Haideți să vedeți. Am scos pe toate 4. În cazul meu, le-am lăsat la cuptor aproximativ 15 minute. Dacă vedeți că după 10 minute n-au început să-și ia față și aveți cuptor electric, dați-le temperatură de sus să-și ia un pic fața asta frumoasă. În plouă gură, prietenii gurmani, le lăsăm să răcească puțin și trec la momentul cel mai așteptat. Bucurați-vă de această rețetică de tocăniță de ciuperci la voi acasă. Tocăniță de ciuperci, nivelul următor. Și a venit momentul cel mai așteptat. Fiți atenți, prietenii gurmani, filmează aici aproape, uitați cum se rupe cu acest cașcaval. Wow! Vedeți ciupercile? Uitați, ardeiul, ceapa. Toate sunt bucată cu bucată. Iar o să mă pomeniți toată viața voastră, prietenii mei gurmanți, cu această rețetică de tocană de ciuperci. Vă rog frumos, dacă aveți un restaurant, probați-o, prezentați-o la clienți, nu o să vă pară rău. Cu acestea spuse, prietenii mei gurmanți, lăsați-mă să-mi termin porțioara. Nu uitați oriunde v-ați aflat, te-ți iubiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Ia uita la ei! Ia uita la ei! Doamne ajută, rău la nimeni! Eu de-abia aștept să văd așa cam care sunt energiile acestei luni, ce ne așteaptă din punct de vedere astrologic, contextul general al lunii și uite așa previziuni pentru fiecare zodie în parte. Ne spune cum numai ea știe să ne spună așa frumos, Luminița Hristea, astrolog, invitata noastră de astăzi. Bine te-am găsit și la mulți ani pe noul an! La mulți ani, Dana! Mă bucur și eu că sunt din nou aici. E prima prezență. Prima întâlnire, așa, acest an am deschis ușa, da, poarta, ca să spun așa, portalul pentru acest an și am stat o regulă, nu? Să ne vedem în fiecare lună. Așa facem, în fiecare lună, dragilor, să știți că Luminița va veni aici între prieteni și ne va face așa tabloul general al lunii respective, să ne punem temă, să vedem ce facem, ce schimbăm, de ce ne păzim și așa mai departe. Da, este foarte important să avem această cunoaștere, să avem aceste informații. Poate sunt niște informații minime, că avem un spațiu limitat, dar ele sunt... Prezentate. Ne dai o direcție, vorba aia. Ne dai o direcție și știi cum e, cine are ochi să vadă, cine are urechi să audă, așa încât... Lasă că tu ești foarte iubită și cifrele o spun asta, așa că, mulțumesc, dragilor, vă mulțumim că ne-ați urmărit în număr foarte mare și iată, Luminița a venit din nou aici să ne povestească despre contextul astrologic. Da, am început anul, să ne întoarcem puțin câteva zile, că suntem de-abia în primele zile ale noului an, am început anul într-un mai lent, așa. Da, să știi că pe da. Slow mode, suntem pe slow, eu. Da. Da, fiindcă... Marte în Gemeni este în retrogradare, Mercur este încă în retrogradare, dar este binevenită. Chiar mă uitam, eu am ajuns mai devreme în București și mă uitam că era Bucureștiul liber. Așa este, încă este liber, da. Fiindcă lumea probabil că au ascultat previziunile astrale și eu le-am tot recomandat. Dacă puteți să vă luați concediu până în jur de 15, așa este foarte bine. Oricum, astăzi a fost mult mai aglomerat în trafic, dar este important să conștientizăm că încă nu suntem cu motoarele turate și să înțelegem lucrul acesta și să nu forțăm. O să avem timp tot anul să forțăm, exact. Știi cum e, nu? Exact. Hai să nu începem așa și din prima. Și este bine să stăm acolo, cum se spune, în sucul nostru propriu și să ne setăm obiectivele, să vedem ce avem de făcut. Am avut o lună plină rac, a fost prima lună plină, data de 6 ianuarie. Am văzut-o, ianuarie, foarte frumoasă. Foarte puternică, da? Foarte frumoasă, exact unde care a fost conjunctă cu Mercur, care a fost în opoziție cu Mercur în Capricorn și care ne-a ajutat foarte mult să mai conștientizăm niște lucruri. Ieri am avut un eveniment foarte important, eu am scris și la mine pe Facebook, a intrat Lilith în Leu. Deci am schimbat vibrația, Lilith a stat 9 luni în rac și vreau să fac aici o paranteză, cât de fascinantă este astrologia, fiindcă când a fost Lilith în rac, ce s-a întâmplat?
s-au activat constelațiile de familie. Așa este, uite, partea aceasta de sensibilitate și de căutare, da. Exact, eu de-abia acum, spre finalul tranzitului, am conștientizat acest lucru când am lucrat pentru Lilith în leu și zic, ia stai puțin, că în luna iulie s-a lansat serialul Another Self pe Netflix și atunci, practic, această zona constelațiilor de familie a înflorit așa, a venit ca un tsunami. Eu așa l-am simțit, eu oricum eram în această zonă, lucram cu Laura, știi foarte bine. Și sunt de mulți ani, adică nu nu s-au inventat acum. Dar acum a fost această conștientizare la nivel global. Deci Lilith în RAC a venit și a făcut un lucru foarte bun. Eu cred că este fascinant și ne-a deschis o altă poartă, fiindcă acum o să vină Lilith în leu pentru următoarele 9 luni de zile. Poate facem o filmare chiar separată chiar pentru Lilith în leu. Pentru că leul, știm cum este leul, da? Și mai e ceva, Lilith în leu vine la pachet cu retrogradarea lui Venus în leu. Deci o să avem o vară fierbinte. De-abia aștept să ne povestești, da? Dar vom vorbi la timpul ei. Ce mai avem important urmează în 12 ianuarie, în sfârșit Marte iese din retrogradare. Și reia mersul direct. Deci au fost 2 luni și jumătate din 30 octombrie când Marte a fost în retrogradare în Gemeni și crede-mă, eu pot să spun din consultațiile astrologice, foarte multe probleme n-au venit la consultații pe relații, cupluri care vor să divorțeze, care nu se mai înțeleg, divorțuri, persoane care au divorțat în această perioadă. Eu le-am recomandat să mai aștepte puțin. Să iasă un pic Marte, da? Dar în fine, fiecare cu karma lui, fiecare cu deciziile lui, dar oricum, eu zic că toți o să respirăm ușurați, nu că a fost greu. Pentru mine a fost un tranzit care m-a mânat de la spate. Eu mi-am luat casă pe acest tranzit și am trăit multe experiențe, dar a fost un tranzit solicitant, fiindcă Marte vine cu multă acțiune și dacă el n-a putut să vorbească... E ca și cum l-ar ține cineva de brațe, știi? El vrea totul să facă lucruri. A fost în interior, da. Și ne-a solicitat foarte mult în zona aceasta subconștientă și Marte de-abia așteaptă acum să scutură. Să se lăfăie. Gata, vreau să vorbesc, da. Vreau să-mi exprim vocea, da? Apropo de voce, am mai descoperit niște lucruri interesante, dar ți le spun, să nu uiți, vreau ca să spun ceva interesant. Chiar da. Ce mai este important, în 18 ianuarie, deci după ce iese Marte din retrogradare, va ieși și Mercur în Capricorn din retrogradare. Practic, se termină, ele au lucrat cam în tandem din 29 decembrie, și ieșind și Mercur din retrogradare, lucrurile încep să devină, să zic așa, mai clare. Căpătăm mult mai multă claritate. Oricum este această perioadă de umbră a planetelor, adică perioada în care este perioada de post-umbră, adică perioada în care începem încet, încet să căpătăm claritate. Nu dintr-o dată, gata, s-a făcut ziua de 12 ianuarie sau 18 și ianuarie gata, și soarele și nu? A ieșit, da. Suntem în claritate totală. Nu, vom căpăta claritate pas cu pas. Și undeva, să spun, după 1 februarie, pot spune că începem așa să ne reluăm, să spun, stilul nostru obișnuit. În 20 ianuarie, soarele intră în vărsător. Da? Deci până în 20 ianuarie îi sărbătorim pe Capricorn și aș vrea să le urez tuturor capricornilor, cei care au soarele în Capricorn la mulți ani, să aibă un an aniversar magic și să fie iubiți. Avem nevoie de iubire. Și pentru vărsători începe acest ingres al soarelui în vărsător la ora 10:29. Deci toți copiii care vor fi născuți după data de 20 ianuarie, ora 10:29, vor fi vărsători. Și la fel un la mulți ani și vărsătorilor. Avem mulți prieteni dragi vărsători în preasma noastră care vor începe să-și sărbătorească zilele de naștere. Vorbind despre zodia vărsător în următoarele 3 săptămâni după data de 20 ianuarie, foarte multă comunicare, socializare, concentrare pe planurile de viitor, o gândire mai non-conformistă. Deja am ieșit din aceste retrogradări, mai avem o retrogradare, o să spun imediat despre ce este vorba și efectiv, cum spun eu, rupem lanțurile, ne eliberăm și vedem, simțim că lucrurile sunt altfel și ne dăm voie. Efectiv, în această energie a vărsătorului, chiar dacă nu suntem vărsători,
Avem toți parte de micile noastre nebunii, pot spune? Da, păi și putem, nu? Adică... Da, putem să spunem. Adică în sensul în care ne permitem să facem niște lucruri la care poate nu am visat sau pe care ni le-am dorit. Sau să resimți liber, cum s-ar zice. Da, da. Da, vărsătorul vrea foarte mult să experimenteze. Foarte mult lucru cu vărsătorul în cadrul comunităților. Deci probabil că vom fi mai implicați în viața. Până cu grupuri, am fost implicați în viața social. De familie, da? Fiindcă am fost acasă, am fost... cu perioada sărbătorilor și acum vom începe probabil să ieșim în lume, evenimente, petreceri, aniversări, da? Vom fi mult mai activi să în această for zonă. Fotă, să fie forfotă, da. Așa să fie. Și imediat după ce soarele intră în vărsător, a doua zi, în 21 ianuarie, ce se întâmplă este prima lunație, prima lună nouă din acest an care este în vărsător și este la gradul 1-32. De fapt, sunt... trei luni pline în acest an, trei luni noi în acest an la aceleași grade, aproximativ lunile pline la gradul 16. S-a speculat aici ce pe tema numerologie 1 și cu 6, 7. Da, apropo de vibrația anului, nu? Vibrația anului, da. Și lunile noi sunt în jur de gradul 1, deci un nou început. Interesant. Foarte interesant. Acum nu știu dacă, eu zic că nimic nu este potriveală. Da, nu e nimic întâmplător. Sincronicități și universul reglează. Asta că vorbim eu cu numerologii să ne spună exact. Exact, da. Exact. Îi așteptăm pe numerologi să ne spună și această lună nouă în vărsător este interesantă fiindcă este în opoziție. Ce înseamnă lună nouă? Soarele în conjuncție cu luna. În vărsător, o energie de început, de plantat semințe, de setat intenții și este în opoziție această lună, ajungem iar la Lilith, cu Lilith în leu, la gradul 1. Deci este o lună foarte provocată. De ce? Fiindcă avem această axă leu-vărsător. Ce ne spune această axă leu-vărsător și această lunație? Da, puneți-vă intenții legate de energia vărsătorului, adică energia grupurilor, de a fi în contact cu ceilalți, cu prieteni. Dar nu uitați, Lilith în leu, nu vă uitați identitatea. Nu vă uitați, nu uitați că este important să fiți conectați la valoarea voastră personală, la soarele vostru interior, să străluciți. Dar aici este acel echilibru între ego, ați manifesta ego-ul într-un mod narcisist sau nu, da. Sau ați manifesta un ego care este sănătos, da? A te identifica, a fi o valoare în cadrul unei colectivități. Deci este foarte interesantă această lună nouă în vărsător. În 23 ianuarie iese și Uranus din retrogradare, ultima planetă. Și gata, deci, am scăpat, da? Am scăpat de retrogradare. Avem pânzele, bă, în acest an, în acest, ridicate, da. Să spun așa, final de sezon. Deci ieșind Uranus, care este în Taur, din retrogradare, vom avea următoarele 2-3 luni toate planetele mișcare directă. Asta înseamnă că Universul ne susține și de asta este bine acum, în această perioadă, încă mai avem timp, da? din ziua de azi până în 23 ianuarie, mai avem încă timp să ne gândim ce vrem să facem, obiective, planuri, da. Proiecte, să plantăm semințe, da. Cum se spune, și după aceea să fim pregătiți, fiindcă o să vină. Ce o să fie? O mică nebunie, ca să spun așa. O să fie, totul o să evolueze foarte rapid, eu așa simt. Fiindcă Jupiter este în Berbec, ne dă foarte multă, foarte mult foc, foarte multă energie. Marte, guvernatorul Berbecului, este în Gemeni, este în mișcare directă. Dar totul se agită foarte tare. Saturn este în vărsător, e pe ultimele grade din vărsător până în 7 martie, când va intra în Pești. Și ne va ajuta să mai integrăm teme. Și ultimul eveniment din această lună este în 27 ianuarie, când Venus intră în Pești. De ce? Venus în Pești este în exaltare. Este nevoie să mai echilibreze această balanță mentală. Lună, Soare în vărsător, Saturn în vărsător, Venus în vărsător, cum este acum, cam mult mental. Și atunci, în 27 ianuarie, Venus intrând în Pești ne conectează sau ne reconectează, ca să spun așa, cu emoțiile noastre. Foarte frumos. Cu creativitatea din noi. Venus, am spus, este în exaltare și urmează o perioadă foarte frumoasă de, în care putem să ne manifestăm talentele creative și să îmbinăm zona aceasta mentală, ce gândim, cum gândim, cum putem să aplicăm în practică această gândire
în mod creativ. Și mai ales că trebuie să facem apel la emoții și la simțire, pentru exact. Că de multe ori știi că mintea o ia razna și face scenarii și așa mai departe și nu e mereu real ceea ce gândim, dar emoțiile întotdeauna o să ne, ne ducă acolo, pe drumul nostru. Eu sunt adepta echilibrului, da? Eu cu ascendentul meu în Capricorn, cu Saturn în Capricorn, care este în conjuncție cu Jupiter. Jupiter vrea întotdeauna să expansioneze, să-mi dea așa o doză de mai mult, hai mai mult, dar cred că e foarte important să fim întotdeauna într-o stare de echilibru. Numai dintr-o stare de echilibru putem să vedem lucrurile în ambele talere ale balanței. Cum s-a înclinat balanța într-o parte, nu este ok. Deci cam aceasta ar fi luna ianuarie. Cadrul general, vezi, sună bine. E o lună interesantă, da. Eu zic că e o lună, cum să, ia spune un cuvânt, ofertantă, în care avem acest amestec, da? Începem în doza aceasta de conștientizare, să înțelegem lucrurile, să ne pregătim și dacă ne pregătim bine, vom avea și succes în următoarele luni. Ce drăguț! Păi extragem și o carte? Hai să ne spui, da, apropo hai de, să vedem, să extragem de cărțile carte, tale, să vedem, da. Și un mesaj al acestei luni. Să ce vedem, ne transmite universul pentru luna universul, asta, da. Ce ne transmite, ce mesaj ne transmite pentru luna ianuarie, un mesaj general, dar un mesaj de ghidare, dacă să-l numesc așa. Și mesajul de ghidare este foarte frumos. Să comunicăm liber. Uite, vezi ce spunea ea din aur. Da, și cum să comunicăm. Asta este foarte interesant, ce spune această carte. Să comunic din adâncul sufletului meu. Iar facem apel la emoții, exact. Da, căutăm adică acolo. Adică nu comunicăm oricum acel superficial, bla, bla, bla. Da. Hai să mai bârfim puțin, hai să mai vorbim. Asta nu e comunicare. Ca să treacă timpul. Da. Să comunic din adâncul sufletului meu. Iar ne conectăm, mai stăm cu noi, apropo de prima parte a lunii. Foarte frumos mesajul. Foarte fain acest mesaj. Și profund, într-adevăr. Așa, într-adevăr. Profund și cred că este foarte adaptat contextului lunii. Cu siguranță. Iată, nimic nu este întâmplător. Așa este. Și zodiile ce fac dragele de ele? Eu am scos așa foarte, foarte un pic așa, la fiecare. Fiecare zodie în parte și am scos pe două, putem să împărțim această lună în două perioade. O perioadă până în 20 ianuarie, adică până când soarele este în Capricorn, fiindcă de fapt soarele în Capricorn ne dă focusul, acompaniat, bineînțeles, de retrogradări, fiindcă cam până pe 20 ianuarie avem și cele două retrogradări. Deci, în acest context și a doua perioadă după 20 ianuarie, când soarele intră în vărsător, când încet, încet am scăpat de retrogradări. Și hai să vedem, începem cu zodia berbec. Pentru berbeci, în prima parte, până în 20 ianuarie, practic prima parte, până în 20 ianuarie, la toate zodiile avem reevaluare, fiindcă avem cele două retrogradări și ei își vor reevalua cariera. Deci berbecii se vor gândi, stau bine unde stau, locul de muncă e ok, cariera unde sunt, sunt pe calea cea bună, îmi place, nu-mi place. Da? Deci foarte multe întrebări și s-ar putea să primească și răspunsuri. Și după 20 ianuarie berbecii vor, se vor concentra pe planurile lor de viitor. Și au și de ce, fiindcă vor fi e Jupiter extrem acolo. De mult susținuți de Jupiter. Deci berbecii, dragi berbeci, așa, mesaj de la suflet la suflet. Profitați de acest Jupiter în berbec, care vine odată la 12 ani, deci este oferează de anul vostru, ce să mai, da? Da? Până, atenție, până în 16 mai. E, timp după scurt. 16 mai vine rândul taurilor ca să se bucure fiindcă intră Jupiter în tauri. Taurii vor reevalua până în 20 ianuarie planurile de călătorie, deci ce călătorie au de făcut, ce planuri au, planurile de educație și sistemul de credințe de convingeri. Iar după 20 ianuarie se vor concentra, se vor focaliza și ei pe carieră. Pe carieră, vizibilitate publică, afirmare și relația pe care pot să o dezvolte cu persoanele cu autoritate din viața lor. La gemeni au fost, să zic așa, cei mai... cum să spun? Nu vreau să... Nu spune. Năpăstuiți. Mai puțin norocoși? Norocoși au fost. Nu, năpăstuiți în ghilimele. În ghilimele, adică da. Au avut de lucru. Au avut deci de tras. Marte, da. Dacă pe mine, care n-am nicio planetă în zodia gemeni și am lucrat... Te-a afectat. Da, dar aminte gemenii și am văzut că au venit mulți gemeni la consultații cu foarte multe dileme, ca să spun așa. Ei, bineînțeles, vor reevalua până în 20 ianuarie tot ceea ce ține de zona aceasta de finanțe, sistemul financiar, resursele pe care le au cu partenerii, cele partajate și zona aceasta de intimitate
și începând din data de 20 ianuarie își vor recalibra acest sistem de credințe, de convingeri, tot ce ține de călătorii, deci să se bucure că au șansă deja să se gândească la noile călătorii pe care le vor face. Pentru RAC avem până în 20 ianuarie, la ei sunt lucrurile mai sensibile, așa, până în 20 ianuarie. Oricum sunt niște sensibili, da. Căracii sunt în opoziție cu Capricornul și acolo este Mercur, care a fost și va fi în retrogradare, reevaluarea în relații. Relațiile cu partenerul, relațiile de cuplu, tot ce ține de comunicare în parteneriat, Mercur în Capricorn, și tot ce ține de armonia în cuplu. Deci aici s-ar putea să mai, până pe 18, să mai fie probleme, discuții, comentarii, dar să le gestioneze fără să se implice foarte mult așa personal, fiindcă raci știi că pun foarte multă pasiune și o iau și personal. Le recomand să nu o ia personal. Să fie mai detașați, să așa. Să fie mai detașați, dar fiindcă dacă o iau foarte personal, e o problemă. Și după 20 ianuarie își vor îndrepta atenția către aspectele financiare, da? Poate credite, investiții, asigurări, să-și mai plătească niște impozite. Vine începutul ăsta de an cu anului, taxe cu plata și de cu tot impozite, felul, da. Exact, ce avem de plată. La leu, până în 20 ianuarie, la ei, într-adevăr, trebuie să fie foarte atenți, la ei să-și revizuiască în această perioadă, până pe 20 ianuarie, tot ce ține de sănătate. Fac un control, da? Să-și facă un control, să se uite la ei ce le spune corpul, ce simptome au, dacă se simt bine, dacă nu se simt bine, dacă au mâncat prea mult de sărbători, să facă o dietă, un detox. De detoxifiere, da. Exact. Și ce ține de starea aceasta generală de vitalitate și de armonizare a corpurilor, da? Deci, în primul rând, accentul pe sănătate, deoarece probabil că vor începe așa încet, încet și munca, dar ca să încep munca și... Trebuie să fii sănătos, să ai putere, energie, exact, nu? Să duci. Da. Să duci, da. Exact. Și... Bineînțeles, după 20 ianuarie va fi zona aceasta de relații și parteneriate, focus pe relații și parteneriate, poate își vor legaliza niște legături. Și găsesc marea dragoste? Neapărat, poate au găsit-o, dar nu au curajul să spună. Aha, deci mai spună. Oficializăm, mai legalizăm ceva. Da. Poate anunță o logodnă, uh-huh, sau o căsătorie. Da? Sună bine, da. Sună bine, într-adevăr. La Fecioară avem în această perioadă, la fel, un domeniu foarte sensibil, iubirea, reevaluarea, tot ce ține de relațiile de iubire, relațiile lor cu copiii. S-ar putea să realizeze că au nevoie de mai mult timp petrecut de calitate cu copiii sau să vorbească altfel cu copiii, mai ales că a fost această perioadă în care au stat mai mult acasă și poate au văzut niște lucruri pe care nu le făceau și pe care doresc să le facă în noul an, sau tot ceea ce ține de proiecte creative. Da, să se gândească la niște proiecte creative pe care pot să le lanseze ulterior. Și după 20 ianuarie au focus pe serviciu, da, e clar, vor începe munca, serviciu, relațiile cu colegii, relațiile cu șefii, noi începuturi, și la fel să se uite și ei la, să se uite și fecioarele, dar ele se uită întotdeauna la zona de sănătate. Să-și facă această evaluare, ca să spun, ca la început de an. La balanță avem reevaluarea relațiilor de familie. Da, cum se poziționează în familie, probleme locative, se vadă, poate nu mai au un loc în casă, da? Poate trebuie să se mute, da. Poate vor să-și facă o reamenajare, să-și facă o reparație în casă. Deci toate aceste lucruri sunt valabile până în 20 ianuarie, să-și facă o reevaluare, iar după 20 ianuarie vor fi cu ochii balanțele din nou pe relațiile romantice, pe iubire. Poate doresc să conceapă un nou copil, un copil sau un nou copil, dacă au copii, să mai conceapă un copil. Deci un moment bun, da? Un moment bun, da, exact. Și se gândesc că în același timp cum să facă să se relaxeze mai mult. Ar fi cazul. Da. Scorpionul, pentru scorpioni, reevaluarea va fi în domeniul comunicării. Știi că scorpionii sunt destul, mai ales dacă ai și Mercur în Scorpion, nu e atât de simplu, da, să se gândească cum comunică cu ceilalți, cum relaționează cu ceilalți, poate schimbă tonul, vocea, modul de a comunica, iar după 20 ianuarie atenția lor va fi îndreptată către familie, da, poate să ajute un membru de familie, un părinte care are nevoie de ajutor, poate la fel să se gândească să-și reorganizeze habitatul, locul unde stau, da? Poate au alte nevoi.
săgetătorii până în 20 ianuarie. Aici e, la ei e o, e o temă interesantă, relația cu banii. Da? Reevaluare. Dragi săgetători, vouă vă place să și cheltuiți banii. Aveți bani? Am bani. Păi știi cum e, am, cheltuiesc, n-am, nu. Exact, așa e. Aici este important să își reevalueze această relație cu, cu banii, stima de sine, fiindcă știi cum e, banii doresc să fie în viața ta, dar dacă tu crezi că nu meriți banii, ei nu mai vin. Pleacă. Și atunci aici trebuie să, să lucreze. Iar după 20 ianuarie, bineînțeles, vor fi foarte implicați în tot ceea ce ține comunicare, e-mail-uri, corespondență, contracte, oferte, negocieri. Deci vor fi extrem de ocupați în, această, în aceste zone. Pentru Capricorn, la Capricorn e interesant, au nevoie acum în această perioadă să-și reevalueze tot ce ține de identitate, personalitate și look. Ei sunt mai sobri, știi, de obicei. Așa este, așa. Da. Dar s-ar putea, nu ies așa în evidență, s-ar putea da, așa să le vină un aer de schimbare și să-i vezi pe Capricorn. La Hollywood. Cu, da, cu, cu o, nouă, o nouă coafiură, doamnele Capricorn. Da. Pe Don, poate cu o nouă ținută, da, o nouă culoare. Interesant. Da? Se poate să, să apară o serie de schimbări. Iar din 20 ianuarie, problema materială, deci se vor gândi, hai să vedem, au trecut sărbătorile. Ce facem? Ce mai facem? Ce mai facem de unde bani? Mai facem bani, da. Exact. Deci încep să se ocupe de aspectele financiare. Păi uite, fac contracte cu săgetătorii, că ai spus la săgetători, exact, de contracte. Cine știe ce iese? Cine știe, da. Da. Și în același timp să se uite la banii pe care îi câștigă, să-și facă practic un bun plan financiar. Ei merg foarte mult pe zona aceasta de planificare, poate un cash flow, să vadă care pe unde se mai scurg banii, pe unde, unde da, se mai scot banii, ce cheltuieli mai am de făcut, da? Fiindcă luna ianuarie știi că este o lună e în care grea, știi că e o lună grea, da. După ce au fost sărbătorile și ai cheltuit o groază de bani pentru sărbători, vine luna ianuarie, vin taxe, vin tot felul de nebunii. Ducă-se amândouă lunile să scăpăm, să ne liniștim. Așa, pentru vărsători, la vărsători, în prima parte, deci până pe 20 ianuarie, ei se pregătesc pentru zilele aniversare și atunci s-ar putea ca în această perioadă să stea mai mult cu ei, să aibă loc acest dialog interior, să se conecteze la relația lor cu ei, la temerile lor, la emoțiile lor, la lucrul cu demonii interiori, da? Să iei acest proces alchimic pe care pot să-l facă și ar fi bine să, să-l facă, iar după 20 ianuarie, îți dai seama, vor fi o lună de zile în elementul lor, plin de identitate, cu identitatea pe primul loc, vitalitate, foarte multă vitalitate, fiindcă în această perioadă s-ar putea, atenție, vărsătorii să fie mai, să se simtă mai devitalizați. Adică nu atât de multă energie, să doarmă mai mult, să nu-și facă mustrări de conștiință dacă le este somn sau se simt mai obosiți, dar după 20 ianuarie vor fi în elementul lor. Vom auzi numai despre vărsători. Păi urmează luna lor, știi bine, cum e, da. Majoritatea astrologilor sunt vărsători. Așa este, uite, da, ce interesant, da, nu? Așa este, foarte mulți, Minerva, Valeriu Pănoiu, Jean Cristescu. Sunt vărsători, mulți, da. 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 Și atunci de-abia așteptăm ca să-i sărbătorim. Și hai să vedem peștii ultimii din această listă, dar nu cei din urmă. Ei își vor face o reevaluare până pe 20 ianuarie în cercul lor de prieteni. Grupurile din care fac parte, hai să vedem, mai vreau să fac parte din acest grup sau vreau să accesez un nou grup, un nou domeniu de interes și în același timp planurile de viitor. Eu deja lucrez intens la aceste planuri, am niște lucruri pe care trebuie să mi le pun pe hârtie, vreau să fac niște interviuri cu niște colegi astrologi sau din zonele acestea pe canalul meu de YouTube, vreau să-mi fac planificare, mi-am planificat și consultațiile, așa că sunt în grafic. Și începând din 20 ianuarie, o să avem și noi acea perioadă de pregătire, fiindcă vine Zodia Pești, va veni și Soarele în Pești la sfârșitul lunii februarie și avem nevoie de această pregătire, să vedem cum a fost anul aniversar care a trecut, dialogul interior cu noi, conectare, introspecție și pregătirea pentru ce va urma. Deci cam aceasta ar fi, ca să spun așa, panoplia acestui an. Îmi place tot ce ne-ai spus, da? Astăzi. E okay? Da. Da, e foarte bine. Eu sunt foarte încântată ca de fiecare dată și îți mulțumim mult pentru tot acest tablou. Deci sper să le fie, aveam nevoie de sfaturi. Sper să le fie de folos, sunt niște linii, asta vreau să spun. Toate aceste considerații sunt făcute în funcție de ascendentul zodiilor, dar fiecare poate să se uite și la soarele, unde au soarele, la zodie sau unde au luna. Și atunci pot să capete niște direcții. Este vorba de
o energie la nivel arhetipal, care ne va ajuta, ne va însoți în această lună. Uh-huh. Da. Te așteptăm cu drag și data viitoare, tot aici, între prieteni, te așteptăm. Îți mulțumim tare mult, Luminița. Mulțumim frumos. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim.